Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, am decis să vă arăt și împachetarea care o fac azi. Vremea se va schimba și nu voi mai putea umbla la ei. Și pentru că în anii trecuți am folosit tot felul de metode de împachetaj, cu polistiren, cu nu știu ce, de anul acesta, după mai multă informație care am citit, m-am interesat, am decis să fac un împachetaj foarte simplu la stupii aceștia cu fund antivaro. O să folosesc doar materialul care îl folosesc în timpul verii, plus un sac de rafie. Iată, aceasta este o colonie mai puternică. Așa, îndepărtăm ramale după diafragma. O dăm doar la o parte. Mă uit un pic pe ultima ramă, să văd cât albină are, dacă are loc suficient. E bine. Ce voi face? Voi lua un sac de rafie. Iată, acesta e un sac. Peste cuib. Așa. Luăm pâsla. Punem și această pâsla care a stat mai din toamnă pe cuib. Trebuie să o tai. Este cam multă. Nu, nu e nicio problemă. O punem aici. Da, o să o tai. O să revin cu filmarea după ce o tai. Gata, am tăiat-o. Era prea multă. Și acum am pus sacul de rafie, punem pâsla, așa, punem sita, și punem folia de asta. Nu acoperim toată suprafața cu folie, dar atât. În partea din spate se va face aerisire. Nu are nicio problemă. Fundul va rămâne gol. Nu voi pune nimic pe fund, nici polistiren. Diafragma e una simplă de lemn. Deasupra un sac de rafie și o bucată de pâslă, punem sita și bucata de folie pe cuib. Cam asta e tot împachetaj. Nu mai folosesc polistiren, cheltuială în plus. Eu nu mai dispun de fonduri și astfel e tot împachetaj. Că va veni viscol, că nu știu ce, că nu știu ce fel de iarnă, nu contează. Trebuie să aibă mâncare de suficientă. Și cam asta este împachetajul de iarnă anul acesta și probabil și în anii viitori.
să nu aibă păduci, să fie bine tratați. Și cam asta este. Dacă totul decurge bine, ne vedem cu bine anul viitor. Numai bine!